Bună, dragilor, bine vă regăsim! Ne vedeți? Ne auziți? Bună ziua! Bun găsit tuturor! Sunt Simona Ionuță Mărgărit împreună cu Nina Bârcă. Bârcă, scuze! Și astăzi, în cadrul emisiunii Știință, Transformare, Nutriție, avem o temă foarte interesantă, iubirea de sine și iubirea dintre părinți și copii. Și în jur de 45 de minute o să facem și o meditație specială de inițiere a sinelui divin. Ne vedeți? Ne auziți? Chiar vă rog... Vă rog, dacă cumva în timpul întâlnirii se întâmplă ceva și nu ne mai vedeți, nu ne mai auziți, sunați-mă pe, pe telefonul meu 074-01-76-750. Ultimele două dăți au fost lucruri au fost lucruri mai... ieșite din comun, să spunem, s-a mai întâmplat să ni se exact 5 minute când, de exemplu, s-a rupt o lingură să facă freeze pe Facebook sau YouTube să ne închidă. Și... iarăși când a fost întâlnirea cu Michel și ultima dată când am avut eu întâlnirea cu eliberarea blocajelor, nu știu, la un moment dat, deși mă auzeam fără să fac nimic, deși înainte mă auzeam, apoi la un moment dat nu s-a mai auzit nimic. Când sunt anumite vibrații, aparatura poate face figuri, că laptopul e nou. Ok. Deci bine ne regăsim. Pentru cei care poate nu ați văzut ultimele ediții ale emisiunii Știință, Transformare, Nutriție, vă rog să le revizuiți pe canalul de pe YouTube emisiunii Simona Ionuță Eden Center. Sunt emisiuni foarte interesante cu Deepak Chopra despre autovindecare, cu Greg Braden, cu profesorul Dulcan, cu Michel din New York, de care spuneam, despre trezirea inimii iluminate, și multe emisiuni, deja suntem la episodul 20, cred că în online, și am făcut vreo aproape 100 la 6 TV înainte. Deci, în funcție de nevoile voastre, sigur găsiți ceva să vă direcționeze și să vă dea o lumină în situația în care sunteți. De când facem online, toate întâlnirile au și parte practică, ori meditații, oriceva exerciții care să vă ajute concret și să plecați de aici cu lucrurile schimbate în viața voastră. Ok. Eu sunt Simona Ionuță Mărgărit, bionegroterapeut, tehnician nutriționist, specializat pe eliberări, blocaje și emoții. Și invitata mea de astăzi, care o să vorbească mai mult, este Nina Bârcă, care este terapeut holistic. Spune-ne cum ai ajuns tu pe calea asta să faci schimbarea în tine și să ajungi și oamenii în același timp. Da. Păi probabil că a fost nevoie de un drum lung, un drum de vreo 12 ani de depresie, în care am căutat, din care am vrut să ies. Tot timpul am făcut câte ceva și mi-am dorit, în momentul în care am conștientizat că am o situație care se numește depresie, atunci am zis, ok, eu trebuie să ies de aici. Niciodată nu am avut ocazia, de exemplu, să mi se pună un diagnostic și să iau foarte mulți bani și am zis, nu e pentru mine asta, eu desigur că mă vindec și o să fiu în slujba oamenilor, adică să îmi pun energia vieții mele în slujba Universului și atunci vreau să mă fac bine, să fiu sănătoasă. Nu știu cum, dar tu... Vreau să iei amânare, știi? Da.
Ok, și atunci, bun, Sunt bine deja. Da, sunt bine deja, da, chiar așa a fost o intenție. Am avut la un moment dat o discuție cu soțul meu și cu, nu știu, cine, o rudă, și mă direcționa către un diagnostic și să ies la pensie și să nu știu ce, știi? Și soțul meu, bineînțeles, n-am așteptat ca să răspund eu și mulțumesc pentru asta. Zice, nu, Daniela vrea să fie bine, Nina nu vrea să ia bani pe o minciună. Și chiar m-a bucurat foarte mult treaba asta. Și desigur că am luat tratament pentru depresie, un tratament ușor, nu, nici nu mai știu ce luam. În ideea că m-a rugat foarte mult, am mers la mănăstiri, am mers la doctori holistici. Copiii mei erau mici, de 3 ani și un pic, un an, respectiv un an și un pic, când doar mergea în piciorușe. Și mi-a fost foarte greu și mie și copiilor, dar am zis, bineînțeles că nu puteam să mă rog și nu puteam să merg la biserică, de exemplu, cum îmi doream. Un preot mi-a dat să citesc acatist în fiecare zi. Bineînțeles că nu puteam să citesc acatist pentru că nu aveam putere de concentrare. Abia puteam să mă adun să fac curat într-o zi, 3 zile mă refăceam și iarăși a patra zi mai făceam câte ceva. Ajutorul meu a fost mama mea. La un moment dat ne-am mutat la mama și ea m-a ajutat cu copiii și a fost acolo o stâlp de lumină pentru mine și sprijin. Soțul meu, bineînțeles că a lucrat și lucrează și ne susține de vreo 15 ani, doar el ne susține. Și când am văzut că eu ca om nu pot să fac nimic, am spus, ok, Doamne, eu vreau într-adevăr să mă fac bine și să fiu sănătos, că nu cred că este cineva care vrea să fie bolnav. Dar zic, probabil că tu știi cel mai bine, așa că facă-se voia ta și decât să pățească vreun copil de-al meu sau ceva, că vreau eu să mă fac bine, pentru că Dumnezeu atunci când dă cer, îți dă, dar mai târziu să faci o că nu-ți trebuia. Și atunci am zis, ok, facă-se voia ta și mi-am văzut de treaba mea. Am început să țin posturile mai mult, că mă mutasem la mama, am început să mă rog mult mai mult. Și am deschis la televizor la măruță, zic să fie ceva acolo, să meargă televizorul. Și la măruță era un invitat care venise în țară pentru că locuia în altă țară în Europa, în continentul Europa, da? Deci nu în altă țară Europa, da? Ok? În care spunea acolo că dacă cumva este cineva care nu înțelege ce se întâmplă în viața lui, care merge la doctor și este analizele bune, dar totuși el nu este bine și așa mai departe, venise să spună de asemenea că îi murise copilul și să înțeleagă oamenii de ce și de unde ni se trag nouă toate aceste neînțelegeri. Și când am auzit așa ceva, am spus, ok, omul ăsta pe mine mă va ajuta. Și a doua zi am luat legătura cu dumnealui. Bineînțeles că am vorbit așa un pic, am spus de o problema mea de sănătate. Iar pe 5 ianuarie i-am povestit mai amplu despre ce este vorba și mi-a dat această cunoaștere care ne-a fost și ne este ascunsă și din momentul în care am citit și am conștientizat ce este cu mine pe pământ, cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem ca și spirite infinite, ca și entități de sine stătătoare. Vreau să spun că am început să pun întrebări, bineînțeles. Asta a fost acum cât spun, că noi ne știm de anul. În 2017, în ianuarie. Da? Deci pe 5 ianuarie am primit această cunoaștere, iar după 5 zile mi-am adus aminte că luam niște medicamente pe care le luam de 12 ani. Da, adică să le iei, cum vrei să spun. Nu mi-a mai trebuit, nu mi-a să aminte, pentru că această cunoaștere a fost pentru mine ca o cheie care s-a învârtit și m-a întors la 360 de grade, nu numai 180. Da? Adică, pur și simplu, am înțeles
rostul nostru pe aici pe pământ și practic n-am mai simțit nevoie să iau medicamente. Ca atare nu le-am în ziua de azi. Care e rostul nostru pe pământ? Să ne îndumnezeim, să creștem spiritual, să conștientizăm sinele nostru divin, să știm că suntem niște ființe de lumină prin care Dumnezeu se manifestă prin noi, că dacă noi n-am fi Dumnezeu nu s-ar manifesta. Dumnezeu se manifestă prin fiecare fir de iarbă, prin fiecare copac, prin fiecare pasăre, gâză, prin copiii noștri, prin părinții noștri, prin tot ce există pe pământ. Unde întoarcem privirea, există acolo Dumnezeu. Chiar și într-o mobilă, dacă te uiți la ea, ai să conștientizezi că acolo este o vibrație, acolo este energia unui om care a lucrat la ea, acolo este energia unui copac care a trăit, da? Adică dacă stai să analizezi așa, e minunat, nu-ți mai trebuie nimic. E o fericire continuă, îți găsești pacea și liniștea în tine, nu-ți mai trebuie pe nimeni să te facă fericit și fericit cu ceea ce conții, cu ceea ce ai, astfel încât ești pace, lumină și iubire. Recunoscător pentru lucrurile mici din viață. Da, ești recunoscător pentru existența ta, în primul rând, pentru conștientizarea ceea ce ești și pentru viață. În fiecare zi, în fiecare seară, în fiecare moment când ne aducem aminte, mulțumim cu recunoștință Tatălui Ceresc pentru viața, pentru existența spiritului nostru, care este viața însă și este întrupat în acest corp al nostru, care este templul sufletului nostru. Corpul nostru este un vehicul, dacă vreți, al spiritului și sufletului cu care ne deplasăm pe această planetă numită școală pământ, îi spun eu. Deci planeta pământ este școala sufletului și a spiritului nostru. În fiecare din noi există lumină divină, există spirit, există acel diamant curat și de o vibrație. Nu sunt cuvinte, există Dumnezeu acolo, da? Iar suntem aici împreună ca să ne ajutăm și ca să șlefuim acea piatră și să ajungem la acel diamant minunat pe care cu toți îl conținem. Recunoștința, iubirea necondiționată, cum am mai spus și eu, sunt unele din cele mai înalte vibrații din univers. Deci doar prin recunoștință accesăm vibrații mai înalte care ce fac? Ne și energizează, ne încarcă corpul nostru, ne hrănesc fizic. Oricum, noi să știți, 80-90% oricum ne hrănim prin prana, prin energie, nu prin mâncare, prin piele, da? Și prin respirație. Și deci pe de o parte ne energizăm și pe de altă parte, prin recunoștință, ne curățăm energetic, pentru că tot timpul o să curățăm vibrațiile mai joase decât vibrația la care am ajuns atunci. Și dacă noi ne-am ridicat, normal că se curăță mai multe din corpul nostru. Și aura prin energizare se expandează, devenim o lumină care și atrage ușor la ea evenimente, persoane, locuri. E ceea ce facem, de fapt, în grupul de meditație, de asta zilnic, la ora 21, avem un grup de meditație. Puteți să-mi dați pe WhatsApp sau un SMS pe telefonul meu 0740176750 dacă vreți să vă adaug în grup. O prima lună e gratuită oricum. Ok, și să ne întoarcem la tema de astăzi, iubirea de sine. Cum ai ajuns la ea? Ți-ai dat seama că de fapt această transformare pornește exact cu iubirea de sine, nu? Păi, cum să spun, acum în timp ce tu vorbeai, se deschisese așa de multe linii în care putem să vorbim și să luăm orice gând, orice frază, orice întoarce în capul, ne ducem către ceva în care de acolo putem să dezvoltăm și duce tot, toate duc către iubirea de sine. Ca un arbore. Da, exact, ca un copac, așa știi. Toate pornesc cu iubirea de sine, de fapt, că iubirea de sine e exact centrul copacului, da, cred că de la trunchi, efectiv, de unde încep să pornească. Da, o să studiem într-o zi și treaba asta în amănunt. Dar ce e iubirea de sine? Iubirea de sine, în drumul meu, încă de la început am găsit de la oameni care aveam pretenții să înțeleagă, știi? Eu credeam că toți oamenii știu și eu eram ultima care aflu.
Din contră, am fost surprinsă să văd că nu toți oamenii, din punctul meu de vedere de atunci, îi considerau mari și de la care aveam de învățat. Eu credeam că toți știu și eu am rămas ultima și am aflat ultima. A fost invers, dar totul este perfect așa cum este, astfel încât iubirea de sine este înțeleasă greșit și este foarte important. Și pentru că este un singur adevăr și noi cu toții, cei care știm câte ceva, adică nu știm tot, știm doar o felie dintr-un tort. Nu știe tot. nu știe nimeni tot. Astfel încât este înțeleasă greșit. Și am să mă mai repet ori de câte ori voi întâlni pe cineva sau cineva are o neînțelegere, că atare încep de aici și spun așa. Iubirea de sine nu este acea iubire egoistă, că atunci când, de exemplu, am o pâine și un vecin îmi strigă, vecine, dă-mi și un colț de pâine că m-am închis la magazin, am muncit toată ziua și nu am un colț de pâine, te rog frumos, dacă ai, ți-l cumpăr mâine. Iar vecinul acela spune, nu, nu ți dau pentru că eu nu mai am ce să dau la copii, la pisică, la cățel, iar eu mâine dimineața nu stau fără pâine. Ei, aceea este o iubire egoistă. Acea iubire nu are ce să exista la Dumnezeu. Iar pe de cealaltă parte, în extrema cealaltă, este iubirea narcisistă. Adică mă uit la mine în oglindă și mă admir și vai ce frumoasă sunt și ce frumos sunt îmbrăcată, am haine de firmă scumpe, am aur pe mine, am vai ce frumoasă sunt. Aceea se cheamă iubire narcisistă. Ok, dacă vrei să te uiți la tine în oglindă, te uiți în oglindă, în ochii tăi și spui, mulțumesc, Doamne, te iubesc, pentru că ochii noștri sunt lumina sufletului și a spiritului nostru. Și atunci poți să mă uit în oglindă, și putem ne uita în oglindă și să spunem, mulțumesc, Doamne, pentru existența ta care te manifesti prin mine. O să zici și sunt frumoasă în oglindă, da, dar ideea frumoasă, e să nu fie din punct de vedere al ego-ului. Păi da, asta zic, adică nu eu ca o persoană fizică sunt frumoasă, pentru că aici e greșeala. Și na, nu este o greșeală, pentru că oamenii, noi cu toții suntem pe treapta noastră de evoluție, astfel încât învățăm. Nu-i bai dacă cineva nu înțelege sau n-aude această informație în această existență, că mai sunt vieți pe pământ, da? Spiritul nostru este infinit și se duce acolo unde este pregătit să ajungă și să învețe lecțiile care le are de învățat. În punctul meu de vedere, e ok să zici și sunt frumoasă la corpul, da, acesta, da, pentru că el frumoasă. Atunci se ajustează și se face și mai frumos. Dar să nu fie din acea mândrie, trufie. Exact. Din contră, trebuie să, adică nu trebuie, este bine că noi cu toții, după cum vedeți, eu sunt atentă mereu cu mine și imediat alchimizez, așa îmi place mie să spun. Dar trebuie pune bariere, așa că e bine să le vizităm în viață în general. Pune un fel de protecții în jurul nostru și apoi irosim timp și energie ca, da, să spargem, da, adică protecțiile nu trebuie, în pentru momentul a care rezolva zic, ce, a face ce vrea să spune. Exact. În momentul în care zic trebuie, deja e ceva forțat, domnule, cineva bate cu pumnul în masă că trebuie. Nu trebuie niciodată nimic. Este bine să. Da? Ei, și atunci vin și spun, este bine să conștientizăm că și acum să vorbesc și pentru cei care sunt pe partea de credință, de religii, de culte, da? Și cred în divinitate și am să mă refer și la cei oameni care nu cred în niciun Dumnezeu creator sau mai mă rog și cred în acel Big Bang din care s-a format întreg univers, acea explozie a universului. Și nu este nimic greșit. Astfel încât o luăm așa cu partea de credință și spunem așa, în Biblie așa scrie, în Sfânta Scriptură scrie așa, când Dumnezeu a făcut pe om din lut și i-a suflat viață pe nări, i-a pus puterea Duhului Sfânt în el și i-a dat viață. Da? Astfel încât acea suflare a Duhului Sfânt este în noi în fiecare. Da? Este spiritul nostru divin. Și atunci eu din acest punct conștientizez că am un spirit, că am un suflet, că este existența creatorului meu în mine.
Și mergem în partea cealaltă în care spunem că atunci când s-a făcut explozie, acel Big Bang, noi suntem fiecare parte, sclipire, scânteie din acel Big Bang. Și este același lucru. Doar că unii cred că există un Dumnezeu sau creator, iar unii cred că este acea explozie. Pentru fiecare este bine așa cum crede. Perspectiva asupra universului. Da, universul este creat pe credințe, da? Astfel încât interacționăm cu toții și ne intersectăm cu toții pentru ceea ce conținem și rezonăm. Da? Ok, și atunci fiecare conștientizăm acea scânteie divină, acel Duh Sfânt, acel Spirit în noi și de aici vine iubirea de sine, deci iubirea sufletului meu, astfel încât nu am să accept pe nimeni și acum o să vorbim probabil să vedem ce este iubirea de sine și ce nu este, ca să facem o delimitare, astfel încât omul să înțeleagă. Pentru că noi cu toții în ultimul timp și această pandemie, această murdărie, îi spun eu, din univers, ca să nu-i dau o energie din energia mea și să-i cresc și mai mult, zi tu, că nu are o vibrație, are o frecvență foarte joasă. Ok? Pentru că la nivel mondial s-a accesat foarte mult mintea. Adică orgoliul, mintea aceea care nu slujește sufletului și spiritului, nu ne ajută și nu ne crește din punct de vedere spiritual. Astfel încât s-a ajuns la un moment în care banul și cele materiale sunt mai... mulți dintre noi pun valoare mai mult pe această parte materială decât pe suflet. Și din acest punct începem să conștientizăm și să vedem care este delimitarea, pentru că în momentul în care eu sunt într-o situație și nu știu, și poate că nu am studiat spiritualitatea, poate că merg la biserică, dar merg sau mă rog atât cât am fost învățat și atât cât știu, și într-o situație în care ar fi nevoie ca să accesez partea sufletului și al inimii care sunt, după cum a spus al lui Dumnezeu, atunci nu știu exact cum să accesez, pentru că este delimitarea dintre a acționa din minte și din suflet este mai subțire decât firul de laser. Da? Și atunci este nevoie ca să mă întreb eu cum să rezolv treaba asta, cum să accesez, pentru că nu sunt chiar centrat în mine și atunci, în momentul ăla omul oricum acționează într-un fel și învață lecții. Dacă a accesat cumva sufletul, o să fie bine. Dacă a accesat din minte, o să vadă că are niște frâne, are niște opreliști, ori întârzie la întâlnire, să spunem că întâlnire, ori dacă își ia o haină, acea haină nu o să-i vină sau o să arunce într-un colț acolo, să vadă că de fapt nu-i trebuia și așa mai departe. Astfel încât este nevoie să cerem ajutor divin, să cerem ghidare, să știm că normal eu tot ceea ce vorbesc din experiență. Și atunci, conștientizându-mă pe mine înainte să am parte de această cunoaștere, simțeam cu sufletul că eu sunt mai mult decât ceea ce eram la un moment dat, când aveam eu asemenea revelații, să zic. Și în momentul în care eram într-un grup de oameni, într-un grup de copii, undeva mai mulți, și era nevoie, da? Deci se cerea ajutor din exterior. De exemplu, treceam pe stradă și era un animăluț, un pisicuț care țipa acolo și vai de mine, era o căldură foarte mare afară și el țipa acolo de mama focului, dar nimeni din grupul meu nu făcea nimic. Sau era un om bătrân pe o bancă care stătea într-un mod anume și parcă zici că
cerea un ajutor. Nu era ok. Eu îl simțeam și atunci mă duceam eu. Mă duceam și îl întrebam, aveți nevoie de ceva, să luăm acel animăluț și vedeam, îl luam și acasă dacă era nevoie, nu-i bai. Dar asta e iubirea de ceilalți, e salvatorul din tine, nu e iubirea de sine. De ce e legat de iubirea de sine? Da, eu vorbesc din punctul meu de vedere în momentul în care, înainte de cunoașterea de sine și această cunoaștere de care am avut parte în 2017, vorbesc cum acționam eu și cum mă simțeam eu față de ceilalți. Astfel încât spun aici că sinele nostru divin oricum ne direcționează către bine, adică oricum ne duce pe același acel făgaș pe care de atunci, de când am venit la întrupare pe pământ, am făcut acel contract, am scris că eu ajung în punctul D, dar trec pe drumul acesta, întâlnesc oamenii aceștia, situațiile, am lecțiile acestea de învățat, dar oricum ne direcționează. Adică vreau să spun că toți, în noi toți, sinele nostru divin ne direcționează către bine. Că ne primim mereu, problema e să le și vedem, adică să fim centrați și întorși în interior, în așa fel încât să simțim când e confortabil pentru corpul acesta o anumită decizie, o anumită acțiune, un anumit produs și când nu. Și găsiți și pe canale bit.ly/seminarii și bit.ly/emisiuni, unele câteva sesiuni v-am explicat și o metodă, pendulul uman, de exemplu, chiar mai multe metode, dar ne întoarcem iarăși. Deci, până la urmă, trebuie să nu să pornim cu noi și să lăsăm proiecția în exterior și să fim centrați în interior și din centrarea asta în interior să putem să ne expandăm inima și să mergem și cu spre animăluțe, cu compasiune, da, spre cei din jur, da, și să-i ajutăm. Asta, da, e ok. Doar că eu spun cum mă comportam eu și cum sufletul meu simțea să facă bine până să ajung aici. Și întotdeauna am acționat din iubirea asta, că într-adevăr am în studiu și această că acționez din punct de vedere al salvatorului. Dar dacă eu nu simțeam așa și știu sigur că sunt multe persoane care se regăsesc în ceea ce spun eu, pentru că femeile toate. Mai ales femeile toate, noi care întotdeauna avem, simțim nevoia să avem grijă de cineva, să îi îngrijim, să grijă eu, uite, iar pentru mine este un cuvânt în care îl dau și mai departe, grija vine din frică. Da? Deci în momentul în care spui ai grijă de tine, adică deja îi transmiți că își va rupe gâtul sau ceva, că el nu este stare să meargă pe... Da, adică fii atent cu tine, îți mulțumesc, știu că ești în siguranță, îți mulțumesc Dumnezeu că te poartă pe cele mai minunate cărări și întâmplări, astfel încât te întorci cu siguranță acasă. O idee importantă legată de iubirea de sine pentru mine e să înțelegeți că în general orice atribut, acel efect al oglinzii, da? Orice atribut pe care apare în fața voastră și fie vă place foarte mult, fie vă deranjează foarte mult, e în primul rând în voi acel atribut. Fie dacă e pe ceva pozitiv, fie e ceva care vreți să dezvoltați la voi și aveți potențial acolo să ajungeți unul din experții în zona respectivă, pentru că vă place, e chemarea sufletului, fie dacă e pe ceva negativ, e ceva ce aveți un pic de repulsie, nu vreți să-l acceptați, nu vreți să lucrați cu el de multe ori. Aici deja... Și primul pas e exact ăsta de conștientizare, că da, am fost și eu cândva așa, dacă vă supără cineva pentru ceva anume, și întoarcerea iarăși la sine și la iubirea de sine și cu iubirea până la urmă. Degeaba cauți iubire, cauți afecțiune în exterior, că trebuie să-ți o dai tu ție și apoi vine... Fiind conținută de tine în câmpurile tale, o atragi și din exterior și vine spre tine. Haideți să vorbim puțin din punctul de vedere al unui om care a descoperit iubirea de sine. Pentru că putem să vorbim atunci și să știm clar care sunt acțiunile lui din iubirea de sine și care sunt reacțiunile lui din neiubirea de sine. Ce înseamnă iubirea de sine și ce înseamnă neiubirea de sine. Da, da. Spune că o să explicăm ce e. Ca să explicăm ce e și ce nu e, da. Păi, cum să spun eu, nu știu, haideți să începem cu partea mai puțin plăcută.
scăpăm repede. Da, știi de ce? Pentru că ca să înțeleagă oamenii și apoi să știe cum să lucreze cu ei și să conștientizeze cum e bine. Da? Pentru că vreau să ajung la... Acum, în aceste momente, este foarte mare nevoie de conștientizarea sinelui divin, de a fi bine cu noi și nu din punct de vedere al egoismului, să ne înțelegem, din punct de vedere al iubirii sufletului, al spiritului divin, pentru că dacă eu sunt supărat, Dumnezeu din mine este supărat. În spiritul meu nu-l ajut să evolueze. Dacă ok, haideți să facem așa. Cum ar reacționa cineva care nu a conștientizat că este nevoie să lucreze cu el, care nu a conștientizat că are niște răni, că are niște traume, că este nevindecat și cu asta cuprinde tot ce conține un om din punct de vedere al structurii sufletului și al minții, a ceea ce conține el la nivel ca și informație. De exemplu, să spunem că cineva s-a angajat, nu știu unde, acum de curând. Da? Să spunem că s-a angajat cineva. Dau un exemplu, că așa a venit. Și acolo... Ce se întâmplă? Poate că îmi convine sau nu îmi convine bănuții pe care îi am, care mi se oferă, îmi convine sau nu ceea ce fac, dar cu această pandemie e ok că am găsit un locșor de muncă și pot să aduc o bucățică de pâine pe masa familiei mele. În momentul în care eu nu sunt vindecat și eu nu sunt centrat și nu am conștientizat iubirea de sine, atunci o să găsesc un șef care e mereu ursuz, o să găsesc o colegă sau un coleg care mereu are ceva cu mine și se crede superior și întotdeauna, chiar dacă nu vorbește cu mine, eu o să-l simt. Acel om are ceva cu mine. Dacă câștig bani suficienți, se prea poate să îi dau pe medicamente, să-i pierd sau să-i cheltui pe ceva care nu mă crește și nu mă ajută. Și atunci eu tot mă întreb, adică eu văd că nu merg treburile ok, dar pentru că nu am această cunoaștere și nu am anumite informații, eu n-am să conștientizez de ce și o să duc așa mulți ani. Și asta vă vorbesc tot din experiență, bineînțeles. Eu 46 de ani am fost acolo. Ok. Și tot așa. Și exemplele poate să... De exemplu, dacă eu fac ceva, da? Sunt, nu știu, cu... Haideți să spunem tot o colegă, da? Și avem de făcut amândouă ceva. Rezultatul iese la fel dacă eu îl fac separat sau colega mea îl face separat. Pentru că eu am anumite răni și traume, mi se va părea că colega mea tot îmi spune, vezi că nu așa e bine, fă așa, adică te comandă, știi, te controlează. Dacă nu iese cum vrea ea, începe să te jignească. Vezi că nu ești în stare și așa mai departe și vezi că aici trebuia să faci așa, cu toate că rezultatul duce tot acolo. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că eu, la nivel de suflet și structura sufletului și a minții mele, în subconștientul meu, sau am activate răni și am activate traume care s-au format în copilărie sau am venit cu ele, că normal așa se întâmplă, venim cu ele din altă viață, nerezolvate și le activăm aici ca să le conștientizăm și să le vindecăm. Da?
Ei, eu pentru că am aceste răni, o să întâlnesc această colegă care o să-mi apasă pe butoane, o să mă jignească, o să-mi spună că nu sunt bună. Sunt rănile de respingere, de neacceptare, de umilire, de neiubire, de... Mai este una, nu? Da, deci am venit setată de treaba asta. Lisburgo. De Lisburgo, da. Dar tot nu înțeleg, deci ce nu e iubire? Nu, iubirea nu este atunci când tu accepti să te jignească cineva. Iubirea nu este atunci când nu ești împlinit și nu simți că trăiești. Întotdeauna cauți ceva, dar nu știi ce. Întotdeauna ai să te duci la piață să iei nu știu ce, dar tu nu știi că mai vezi și aia și aia și atunci o să fii așa într-o... Hai să o iau și pe aialaltă, hai să o iau și pe cealaltă. Da, uite, e esențialul, știi? Adică e un fel de... când nu ești sigur pe tine. Când nu ești sigur pe tine și nu știi ce vrei și nu știi cine ești cu adevărat, atunci o să găsești tot timpul și ai să simți la nivelul sufletului că nu ești împlinit. Ai să te duci, de exemplu, ne păcălim că, vai, mă duc, că eu mă iubesc, am luat salarul sau, nu știu, am niște bănuți, mă duc să-mi cumpăr pantofi, deși am vreo 10 perechi. Mă duc să-mi iau o bluză, deși mai am nu știu câte în șifonier, dar pe care nu le port. Aceea este o satisfacție de moment. Pentru că acea bluză eu, sau acei pantofi eu i-am purtat un timp câteva zile, o vară, hai să zic, cu toate că le mai schimb. Dar nu mă împlinește. Mă duc acolo, mă bucur de bluză, de pantofi, de un ruj, mai știu ce, de o servietă, o geantă în cazul bărbaților. Na. E valabil și pentru bărbați și pentru femei. Astfel încât mă satisface doar pe moment. Dar în momentul în care eu sunt îmbrăcată frumos și m-am dus în oraș, dar cineva a venit și m-am lovit în trafic de cineva și am făcut, eu mai știu ce i s-a părut persoana respectivă din fața mea, eu știu unde eram, și mi-a adus o jignire, mi-a adus ceva, o nemulțumire, s-a luat de mine fără ca eu să-i fac ceva, atunci m-am deranjat. Ei, nu s-a dus toată cumpărătura mea și tot ce port eu nou, pentru că eu la nivel de suflet mă simt jignit, mă simt și încep să scot pe gură tot fel, bă, dar ce are ăla cu mine, că nu i-a făcut nimic. Ei, aia este neiubire de sine. Și ce e iubirea de sine? Iubirea de sine este atunci când ești în mijlocul războiului, ești în mijlocul furtunii, iar tu, pe lângă tine, trec tot felul de furtuni și tu ești în pace și în liniște. Din contră, transmiți și celor din jur ceea ce tu conții. Siguranță, încredere, credință, protecție divină. Iisus Hristos în Biblie spune așa: 10.000 la stânga ta de va trece săgeți și 1.000 la dreapta ta, iar de tine nu se va atinge. Da. Pentru a avea această centrare, de fapt, mintea coborâtă în inimă, ceea ce e demonstrat și de Institutul Harmat, știți că sta acreditată la ei și pe România, suntem distribuitori aparatelor Harmat și Muse, apropo. Deci, ideea este că ai nevoie de niște instrumente, să încerci diverse metode, să vezi care e instrumentul tău să-ți menții această centrare, în primul rând, și ai nevoie să-ți dai zilei măcar 20-30 de minute pentru tine, pentru sufletul tău. Chiar discuteasem cu o doamnă doctoră zilele acestea și se plângea singură, nici n-am adus eu vorba, că nu are timp să se conecteze, deși vrea, la meditațiile noastre de la ora 21. Oricum sunt înregistrate, poate să le vadă oricând, dar ideea era că e greu să-și facă timp să mediteze, deși dorește și vrea. Și tocmai că meditația ar calma mintea și ar face dilatarea timpului trăind în inimă, nu? Pentru că trăiește pentru pacienții și, pe de altă parte, mai era și operată de un extirpat, un sân și diverse lucruri. Vedeți unde ajung această neiubire de sine.
efectiv la automutilare până la urmă. Mm-hmm. Pentru că vrei, nu vrei, corpul tău în interior se luptă cu el însuși. Deci, pe de o parte, el simte ce are nevoie, simte că mai trebuie să încetinească ritmul și să mai... doar o jumătate de oră să mai, nu știu, să-și ia 10 minute pe zi, dacă nu poate mai mult, pentru sufletul lui, pentru, nu știu, un masaj, pentru o citit o carte, pentru ceva care îi face inima să cânte. Poate fi și un hobby, nu neapărat meditație sau exercițiile de la Harmat sau mus. La mus, apropo, l-am descoperit relativ recent, prin, acum câteva luni, prin un elev de la Harmat. Efectiv, îți dă, ai niște meditații audio, o subscripție zilnică care îți menține focusul. Pentru că ce se întâmplă? Noi, vrem, nu vrem, suntem oameni și câteodată e dificil să ne facem obiceiul. Dar în momentul în care ai un instrument extern și mai ales să legi și de o acțiune de genul, la trezire, la, nu știu, la ora cu tare, înainte să mă spăl pe dinți, fac acțiunea X, intru într-un ritm. Intru într-un ritm. Și ideal ar fi, de fapt, să facem atunci când ne simțim cel mai jos energetic în cursul zilei, ca să ne energizăm un pic și să ne ridicăm, să facem acea acțiune care ne aduce bine. Deci, această centrare, într-adevăr, e un lucru continuu, trebuie să înțelegem. Am avut am avut oameni care au venit la un seminar gratuit, s-au echilibrat, aveau toate arile din viață varză, 2 ani au fost ok, dar 2 ani nici nu au mai făcut nimic, că știi cum suntem noi, suntem. Și acum au venit să lucreze din nou, că și-au dat seama că, de fapt, vibrația lor a cauzat acest dezechilibru în toate arile vieții ulterior. Vreau să spun că dacă tu sunt aici cu tine și am avut o discuție instrumentele necesare ca să conștientizăm și să lucrăm, să începem să lucrăm cu noi, cei care au fost la terapie la mine sau cei cu care am vorbit, știți prea bine că o terapie la mine durează cam 6 ore. Nu știu cine rezistă 6, că la mine deja 3 de multe ori e foarte... Da. Dacă vine cineva din provincie, hai 3.5-4 și tot... Da. În ideea că... Și acum am conștientizat că este nevoie să fac o delimitare astfel încât om... Dar și... e prima terapie, că apoi se micșorează timp. Da, și asta vreau să spun, că acum lucrez la un proiect în care această cunoaștere o pun într-un workshop care o să-l pun țintit la mine pe pagină, astfel încât omul... Care-i pagina? Pagina din Abirca Terapeut, dar încă este în lucru, nu i-am dat drumul pe... Dar ca idee. Pe Facebook nu e? Ba da, pe Facebook este, dar încă este în lucru. Nu am pus ceea ce spun eu acum, da? Ca idee, ca omul să știe. Updateze. Astfel încât în aceste vremuri, pentru că ne-am născut aici în România și ca atare înseamnă că noi avem ceva de făcut pentru această țară, și pentru a face ceva pentru această țară este musai, nevoie să facem ceva pentru noi. Fără acel musai. Că era ajuns la trebuie în altă formă. Exact, da. Doar că e bine să facem cu noi, nu cu altcineva, cu noi. Da? Adică să nu ne călcăm pe suflet, să nu lăsăm pe nimeni să ne calce sufletul în picioare, să nu facem compromisuri ca să-i fac pe plac iubitului, copilului, bunicii, mătușii, vecinului. Da? Deci să ne cerem drepturile sufletului nostru. După cum am înțeles eu, o să fie un seminar accesibil cu esența și apoi cine vrea să lucreze în profunzime, ideea e nu de a lucra numai cu iubirea de sine, e de a transforma întreaga viață, ca în seria mea de transformare. Deci am așa, o să pun un workshop tot cu inițierea sinelui divin, ca să aibă acces tot cei care sunt pregătiți și o să fie multă lume pregătită, pentru că este nevoie de foarte multă lumină în țara noastră și este datoria noastră ca și români și toți oamenii de alte naționalități care înțeleg limba română și se află pe teritoriul țării noastre și toți românii care se află pe întreg mapa mondului. Astfel încât această cunoaștere de la A la Z eu o pun în acel workshop, iar după ce omul conștientizează această cunoaștere și ia cunoștință despre el, atunci din acel punct vine la mine la terapie. Iar cine simte și vrea ca să schimbe ceva
în viața lui, atunci am și un program, eu spun un program de ridicare a frecvenței a vibrației și de a, cum a spus Iisus Hristos, zice, nu o să puteți pune vin nou în burduf vechi. Adică ce a vrut să spună? A vrut, că întrebe multă lume și le dau voie ce vrea să spună ceea ce știu, dar aici o să spun direct, Iisus Hristos a spus că în momentul în care mintea noastră este, subconștientul nostru este plin cu frici, cu vinovății, cu judecată, cu limitări, cu necunoașterea ce înseamnă iubirea de sine și tot ceea ce conține negativ, astfel încât se perpetuează aceste informații în toată viața noastră și nu suntem fericiți, ne-am orice am face, ei, acest program și curățăm acea informație de vibrație joasă și punem semințe noi, cum a spus Iisus Hristos, turnăm vin nou acolo. Da? Și împreună, susținut unul la unul, cu ajutor divin, facem această transformare cu cine-i deschis. Așa că tot ceea ce conțin eu, tot ceea ce informațiile care au ajuns la mine, cu dragoste și cu iubire divină le dăruiesc mai departe, le dau tuturor, acelor care sunt pregătiți să facă ceva cu viața lor. O să pun pe Facebook și o să-mi crez, cred că, un site sau văd cum, astfel încât să știți că pot să vă ajut atât cât este drept divin pentru fiecare. Deci eu nu scrieți mie pe simona.ronsimonanță.com, fie o căutați pe Nina Birkă pe Facebook. Da, o să vină cei pregătiți și care sunt scriși acolo sus, o să ajungă. Da, le multe ori și la mine se întâmplă un special în tabere, apare cineva seara și altcineva care a și plătit poate chiar tot, nu ajunge că nu-i momentul. Da. Mai era un alt aspect al acestei iubiri. Iubirea între copii și părinți, de care tu voiai să vorbești un pic. Da, între părinți și copii, astfel încât... Între copii și părinți și părinți și copii, nu? Da, reciproc, pentru că părinții cresc copiii și iubesc într-un anumit... iubesc între ghilimele, pentru că dacă nu știm să ne iubim pe noi, dar noi ne mințim că iubim pe cineva, că nu avem de unde, că paharul nostru este gol de iubire. Dacă sunt copii mici, astfel copiii cresc cu aceste informații, la rândul lor devin părinți și se perpetuează aceeași informație greșită. Bineînțeles că noi aici și pe Facebook nu putem spune foarte multe pentru că ni se taie netul, că nu avem voie să facem bine, auzi, mai ales în aceste... Da, pe Facebook, la televiziune era mai complicat, că nu puteam face nici meditație. Da, se întrerupe și la șterge foarte multe informații, mi-au șters și comentarii de pe alte pagini ale altor oameni, adică... Da. Nu administratorii, nu au dat voie, pentru că spuneam acolo un adevăr și atunci... Deci ce e iubirea de părinților pentru copii și de exemplu, copilor? Eu sunt părinte, da? Eu sunt părinte, dar am răni și traume din copilărie la modul că am trăit în timpul celui de-al doilea război mondial. La 4-5 ani, tatăl meu, care era în război, a venit acasă rănit și a murit din timpul războiului când eu eram copil. Ce mi s-a activat mie atunci? Ce răni mi s-a activat? Am fost copil și pentru că eu am rămas fără tată, automat... Copil fiind, am fost nevoită să o ajut pe mama mea. Copil fiind, nu am mai avut cu ce bănuți sau hăinuțe sau ce-mi trebuia la școală să mă duc să învăț carte. Atunci am pus de acolo de ce puteam eu să fac cu mânuțele mele așa micuțe și atât cât știam eu ca și copil, cu un tată care a venit din război rănit, cu un tată care a plecat când eu eram... a plecat la Doamne, Doamne, da, la cer, atunci când eram mic, cu neajunsurile din familie, cu faptul că mai aveam frați mai mici, surori, și care mama mea nu
avea cum să, cu ce să-i ajute, cum să facă singure. Și atunci copilăria mea am transformat-o într-o maturitate precoce. Da? Și o rană de abandon imensă. Și atunci s-au activat rănile de abandon, de neacceptare, de respingere, de neiubire. Și atunci mama mea n-a mai avut timp să mă iubească pe mine nici măcar cât ar fi putut și ar fi știut ea. E, și atunci, cu aceste informații, pentru că din momentul în care embrionul se formează ca și în pântecul mamei, ca și făt în pântecul mamei, din acel moment până la vârsta de 8 ani, mintea noastră este goală, dar este ca un burete care absoarbe, pentru că este în starea teta. Da? Mintea noastră are multe frecvențe și atunci, în această perioadă, absorbim tot, și ce este bun, și ce este mai puțin bun. De la vârsta de 8 ani, și spun așa atunci, pentru că nouă ni s-a luat foarte multe informații și ni s-a luat și această informație care, bineînțeles, că face parte tot din cunoaștere, din această cunoaștere care ne-a fost ascunsă și acolo în workshop o să spun tot ceea ce știu eu, astfel încât omul să conștientizeze cât mai multe, dar să-i dau prilejul să și învețe singur. Astfel încât dacă, de exemplu, un copil de 10 ani, de 9 ani, spunem, știi, trece pe stradă sau intră într-o casă și spunem, uite, acel copil are 7 ani de acasă, cei 7 ani de acasă sau nu-i are? Dă bună ziua sau nu? Se descalță la ușă sau nu? Ei, cum acest copil a învățat de când era micuț până la vârsta de 7 ani să dea bună ziua și să se descalțe la ușă, tot așa, în acest timp, la nivel emoțional, el a acumulat toate informațiile pe care el le-a trăit în familia în care și-a ales deja. Dacă în pântecul mamei, cât a fost în cele 9 luni, mama a trecut prin anumite emoții, poate că s-a supărat, sau poate că a plâns, sau poate că a râs. Toate acele informații se implementează la în nivelul de conștiință al spiritului, al minții și al sufletului. Și așa și după ce vine pe pământ și se naște, tot așa emoțiile dintre mamă și tată, din familia în care, membrii familiei în care este a venit, toate acele emoții negative și pozitive, bineînțeles, se implementează la nivel de structură al sufletului și minții. Copiii sunt coșul de gunoi emoțional al părinților. Știu că nu sună foarte frumos, dar acesta este adevărul. Și pe plus și pe minus, și pe emoții pozitive și pe emoții negative. Deci este un burete care absorbe tot, doar că nouă ne-a fost ștearsă această informație că noi avem și un emoțional. Da. Ei, și atunci, în timpul acesta, da, se activează... În burtă, regresie, văd în burtă, efectiv. Păi da, spun, de când se concepe ca și fătul, ca și fătul în pântecul mamei, până la vârsta de 8 ani, este ca un burete care absorbe tot. Da? Știu că pentru multă lume este ceva nou, dar oameni buni, ăsta este adevărul, nu este de la mine, nu este de la Simona, nu l-am descoperit, noi au fost întotdeauna, asta este realitatea. Da, pe parinte începe de fapt a lucra iarăși cu sine, în primul rând, pentru că tu educi acel copil prin puterea exemplului. Și dacă vede că tu bei cola, o să bea și el cola. Da, automat. Iar pentru că noi am trăit în această necunoaștere și ne ducem acolo unde părinții noștri au venit dintr-un război, da? Atunci automat a fost și mai străin de ei multă informație. Cunoașterea a fost întotdeauna, doar că dacă la mine, de exemplu, a ajuns tocmai la 46 de ani, automat părinții mei nu au avut această cunoaștere și nici
părinții părinților, e clar, nu? Trebuie să avem compasiune, pentru că cei mai în vârstă au trăit anumite timpuri în care luptau pentru supraviețuire. Erau în acel mecanism de luptă și fugi în care acum suntem prin stres noi, de fapt. Da. Și focusul lor era de a mai trece o zi, de a supraviețui pentru mâine. Deci nu erau așa relaxați să se poată deschide spre spiritualitate prea mult. Era foarte, se câștiga foarte greu existența. Și de aceea și copiii erau implicați ca să supraviețuiască practic. Nici informațiile nu se găseau așa ușor ca acum. Exact. Ei, și atunci, ce credeți? Din aceste informații și răni pe care le-am primit în cei 8 ani, plus pântecul mamei cele 9 luni, toate aceste informații ne creează realitatea, pentru că vin din subconștient. Deci nu conștientul nostru ne creează realitatea. De multe ori spunem, băi, dar vreau să fac ceva, dar mă trezesc totuși că fac altceva. Dar de ce, frate, că eu nu gândesc așa? De ce? Pentru că toate informațiile noastre la nivel subconștient ne creează realitatea. Acolo trebuie, este nevoie ca să lucrăm. Da, prin toate informațiile se transmite, da. Și prin structura DNA-ului se transmite. Da. Și atunci, ce se întâmplă? Părintele, părinții noștri, în special mamele, că tații au o treabă ca să aducă bănuți și hrană și să construiască casa pentru familie, nu? Dar nu le excludem pe tata. Tata este acolo și el prezent, da? Atât cât poate să fie prezent. Se refer la, da, iubire. Da. E mai puțin prezent pe partea asta. Da. El dă iubire în felul lor. Bărbații îi dau prin acțiune, prin a face, da, prin a dărui cadou, a face, da. A demonstra că sunt capabili. Da, și asta este și treaba lor pe pământ. Adică bărbatul construiește casa, iar femeia construiește acasă. Da. Pune iubire acolo. Se vede când te duci într-o casă de într-o casă de om, și dacă femeia e iubită și ea se simte iubită și e plină de compasiune și iubire, atunci ai să simți prin lucrurile cum sunt așezate, prin primirea pe care ți-o oferă când te duci, când intri în casa ei. Ok. Și atunci, și altă perspectivă, copiii cum ar trebui să raporteze la copii, la părinți, pentru o atitudine sănătoasă? Hai să vedem de aici cum se raportează părinții la copii cu iubirea de sine. Adică cu iubirea, să spun că eu sunt părinte și îmi vezi copilul, dar eu n-am iubire de sine. Da? Și atunci fac așa. În momentul în care am copilul meu în față, îi spun, dacă ești cu minte, te iubesc. Da? Da, este condiționat. Comparații cu alții și alte, da, lucruri. Dacă iei notă bună la școală, îți cumpăr de încălțat sau o hrănuță sau o jucărie. Compensa și pedeapsa, vechea, da, metodă de, exact, educație. Și atunci din această condiționare tot fugi și vrei să creezi și vrei să, tu ca mamă vrei să te duci și la serviciu sau ceva să faci ca să iei un bănuț, să aduci acolo și tu ce poți partea ta, vrei să ai și copilul, vrei să ai și casa, vrei să fii și femeie și mamă și pentru copii și pentru bărbat și pentru tot, păi frate, pentru tine, și mai trebuie să, da, mai existi și tu, da, adică e prea mult, da? Pentru că dacă omul nu știe ce e cu el, atunci are tendința că îi se crede că toată lumea este pusă pe spinarea ei și atunci ea trebuie să facă totul. Și de aici vine toată treaba asta și neînțelegerea, iar copilul nu mai înțelege, să uite așa și stai acolo cu minte că mama se duce să aducă papa sau bomboane. Dar și copilul stă așa cu minte, nefăcând nimic. Ei, și din acest nefăcând nimic, uite că crește și nu face nimic. Da? Ei, și atunci mama ce zice? Păi te iubesc, păi ce faci? Dar eu te condiționez. Dacă crești mare, te duci la un liceu, să zic. Da? Zic așa, te duci, dai treapta, iei treapta, faci liceu, dar te duci la facultatea cu tare. De ce? Pentru că eu am vrut să fac facultatea respectivă, da? Dăm un alt exemplu. Dar n-am reușit sau n-am putut, n-am avut bănuți sau n-a fost pentru mine. Și atunci eu, copilul meu, vreau să-l văd cum mă vroiam eu pe mine. Ei, și copilul ăla se duce. Da. Dar interesant că părinții o fac tot din dragoste. E modul lor, da, de a-și arăta, da, dragostea,
încercând să evite greșelile pe care ei le-au făcut în viața lor, exact. Și crezând că acel copil, că ei știu mai bine decât copilul, da, ce îi se potrivește și da, da, fericit așa și nu altfel. Deci este total greșit. Da. Pentru că ni s-a dat o minciună ca și adevăr, astfel încât lumea nu mai vrea să facă nimic, pentru că nu mai înțelege nimic. Uite, că venim, că vine această informație și spun că într-un live viitor o să facem despre Cabala, ca să disecăm acolo puțin și să vedem cum stau lucrurile, pentru că iarăși s-a creat așa o nebuloasă din asta și lumea nu mai știe ce și cum. Păi și atunci, deci ideea e ce ar trebui să facă părinții și ce ar trebui să facă copiii ca să armonizeze această relație dintre ei. Cum vă spun, în momentul în care... acceptare, conștientizare și acceptare e primul pas, că fiecare reacționează din greșelile lor, din educația deci lor, asta e ce au știut să facă. Cum să spun eu, nu este nimic greșit cum acționează fiecare. Pentru că fiecare învățăm. Chiar și bunicii, mama, tata, copiii noștri și noi cu toți avem de învățat, nu degeaba suntem, ne întâlnim. Dar este bine să fim conștienți că noi suntem într-o continuă evoluție și atunci e bine să știm cum să acționăm din iubire și cum să reacționăm din răni, din neiubire. Da? Dacă eu am un copil și mă rog, 50 de ani, să zic, 40 de ani. Dar eu întotdeauna nu o să văd ce face el bun și nu o să țin cont de ce spune, că e adult. Eu, din punctul meu de vedere al părintelui, o să știu că copilul meu este copil și copilul, cum nu știe nimic niciodată, am să-l tratez ca atare și la 80 de ani. Dar așa se întâmplă, din păcate. Și întotdeauna să-l proiectez pe un vecin, pe un nepot, pe... cineva care trece pe stradă și am să spun, ia uite ce copil frumos, ia uite ce a făcut copilul lui vecinul, mamă, și-a făcut casă, mamă, dar ce mașină are? Dar eu nu-l văd pe copilul meu, că de fapt strigă tot timpul, mamă, tată, eu am nevoie de tine, am nevoie să-mi accepti prezența mea aici. Dar eu am nevoie să stau aici pentru că aici m-a pus Dumnezeu. Și dacă aici m-a pus Dumnezeu, eu știu bine că eu cu controlul minții mele, eu știu că știu mai bine decât Dumnezeu. Și atunci eu o leau pe copilul meu și îl chelfănesc așa și știu eu, du-te unde vreau eu. Da? De ce? Pentru că eu știu cel mai bine. Da? Și atunci se întâmplă o întâmplare. Adică nu e ceva bine. Da? Deci asta nu este iubirea de sine. Și cum ar putea să spună așa pe tine? În primul rând este nevoie de conștientizare că eu am nevoie de o schimbare. Apoi este nevoie ca să cer ajutor divin. Apoi este nevoie să-mi cobor mintea în inimă astfel încât să conștientizez că am un orgoliu. E bine. Trebuie. Păi nu, că trebuie, am înlocuit este nevoie în loc de trebuie. Bine. E bine, da, învățăm împreună. Da, ar fi bine să conștientizez că am orgoliu și mă duc acolo și citesc, mă, ce este orgoliu ăsta? Mă ajută pe mine orgoliu ăsta cu ceva? De unde provine? Ce se întâmplă cu el? Și nu e nimic dacă sunt așa, pentru că sunt oameni care au venit să experimenteze viața din punctul de vedere al minții, alții al sufletului, alții al lipsei, alții al bogăției sau al sărăciei. Da? Adică să ne dăm voie, dar totuși să punem voința la lucru și să spun vreau schimbare, sunt conștient că îmi este nevoie, că am nevoie de această schimbare și să mă las ghidată divin. Da? Adică și o meditație, o rugăciune pe care noi cu toții și eu o practic și mă ajută foarte mult când am momentele mele și nu știu că sunt și eu om și am și eu nevoie de ghidare, da? Și nu știu exact totdeauna cum să acționez. Și atunci există această minunată rugăciune
Da, este nevoie să ne ducem acolo în cămăruța noastră, să prindem acolo o lumânărică, să punem un becșor cu parfum sau o tămâie, să ridicăm puțin frecvența, să curățăm. Da, este bine. Și să îmi închipui că mintea mea, mă pun acolo cu mine, inima mea, rugăciunea mea, și spun așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, pe inspirație, țin câteva momente, atât cât pot, și pe expirație spun: miluiește-mă pe mine numele. Și fac asta de 40 de ori, de 108 ori, și conștientizez mintea mea în sufletul meu, în inima mea, plină de iubire. Iubirea are o culoare, o vibrație, o energie de culoare roz. Chakra inimii este de o culoare verde smarald, astfel încât cu totul sunt învăiată în această iubire a inimii, a sufletului, și lumina divină albă de o puritate dumnezeiască, care este a lui Iisus Hristos. Și atunci o să observăm că în timp se ridică frecvența și suntem pe un alt nivel și conștientizăm și vin mai ușor la noi mai multe informații. E interesant că ai evitat păcătosule. Deci, Doamne Dumnezeule, miluiește-mă pe mine numele, nu păcătosule, pentru că în biserică ne se spune să zicem păcătosule. Dar, din păcate, atunci ne stima de sine ne-o cam știrbim, da? Pentru că, până la urmă, suntem și noi sămânță divină de acolo. Da, o să spun asta în workshop. Pentru că asta trebuie. Este bine. Este bine totul să se decanteze, totul să vină cursiv și să aibă legătură una cu alta. Aici este un timp scurt, sunt multe informații și atunci ceea ce a spus Simona este suficient, astfel încât să ajungă informații atât cât să ne ajută și să le putem macera. Da, da, prea mult, neapărat prea bine. Astfel încât iubirea, în momentul în care am conștientizat că am această iubire de sine. Da, apropo, ar trebui să fie acea iubire necondiționată, acea iubire în care nu dau ca să primesc, ci doar dau fără așteptări. Da, exact. Uite, de exemplu, am să dau exemplu pe mama mea. Mama mea este un munte de iubire. Nu știu dacă am mai întâlnit undeva așa, probabil că de asta am și ales-o ca și mamă. Doar că, pentru că nu are această cunoaștere și nu înțelege mai multe, ea ce face? Întotdeauna, dacă vine la ea cineva și asta toată treaba, și stă cu acel om, este prezent acum. Dacă ai nevoie de ceva, nu trebuie să-l ceri. Ea se oferă singură, că vede că are nevoie. Eu așa am crescut în acest minunat dar, cum ar veni. Dacă cineva zice, hai la cules la vie, dar ea spală, știi că ea spală la copăița aceea și încălzește apă și da, e o muncă cumva. Și dacă abia înmuia trufele și dacă abia și-a încălzit apa, că nu e ușor, știi, care apă pui într-un cazan, pui viță, mă rog, nu e ușor. Și dacă ea doar a înmuiat acele lucruri, și de obicei se mai cele albe, știi, așa și trebuie, ce drag să le scoți, și vine cineva la spune, hai să-mi pui ventuze. Mă, pune ventuze, știi, e braci, cumva. Da. O freacă de amigdalite, pune picioarele la loc sucite. Wow, nu mai găsești oameni. Da. Mâinile, dacă le s-a plecat, de la ea am învățat, da, o pune la loc, da, așa, de a plecate, de tot, da, adică mama mea e racisatul, da. Noaptea vin oamenii la ea cu copiii, cu una alta, e minunat, da? Ea își lasă toată treaba și se duce să ajute acel om și pe ea o iubește toată lumea pentru asta, știi? Ei, acea iubire, ea așa simte să-și manifeste iubirea, dar vine, dacă o luăm așa din ce spuneam mai devreme, ca și salvator, ea vine din acea iubire de salvator. Așa se traduce, nu? Ei, iar eu, pentru că am crescut în acest fel,
eu am văzut că e bine, știi? Și ca atare eu toată viața mea, e bine să ajuți. Dar dacă ne întoarcem cumva la iubirea de sine, e bine să dai deoparte da, e bine să dai deoparte tu. Și avem de învățat aici. Încă sunt în studiu cu acest salvator. Pentru că eu nu mă... adică nu este un salvator din el, adică să-l condiționezi. Domnule, am o persoană, da? E, acea persoană vine la mine să-l salvez mereu. Și ca să fac o dependență de mine. Adică să iau puterea mea și să-i spun, adică să-i transmit. Domnule, nu te poți descurca fără mine, știi? Ei, eu așa văd că ar fi acel salvator. Dar când omul e cu mâna ruptă, cu via neterminată, când vine ploaia și, știi, cursul lui pe jos, eu cred că nu e din punct de vedere al salvatorului. Doar că învățăm împreună. Și atunci, eu așa a venit la mine această informație. Cei care nu fac rău pentru că nu au vrut niciodată să facă rău, că au vrut și că le-a făcut plăcere, că greșim cu toții și că mai scoatem pe gură una alta, că eu mai știu ce greșim, aia e altceva. Dar dacă faci doar binele și vrei să vezi binele în tot și în toate, atunci acei oameni se numesc lucrători în lumină. Iar nu ne spune nimeni despre asta și ca atare când spun cuiva, întâlnesc un om care îl simt că ar fi lucrător în lumină și îi spun, rămâne așa uimit, dar plăcut, surprins. Deci ce, chiar îmi place, uau cum sună. Da? De ce? Pentru că mi s-a spus această cunoaștere și dacă eu am primit și Bunul Dumnezeu a îngăduit ca eu să am parte această cunoaștere, multă lume spune că sunt într-o sectă, că știi? Ei, și atunci am zis, ok, fiecare când o fi pregătit, atunci va veni și la el. Secta universului, da. Da,